Bun găsit, stimați spectatori, vă propun o emisiune, zic eu, frumoasă, pentru că am lângă mine un pictor astăzi, este vorba despre domnul Ion Huidu. Bine ați venit în emisiunea noastră, sper că nu aveți emoții. Este pentru prima dată în direct aici la o televiziune și v-aș întreba, e o întrebare așa de rutină pe care noi tot timpul reporterii o adresăm. Când ați descoperit lucrul ăsta? Că fiecare dintre noi vedem la un moment dat că poate știm să cântăm mai bine decât altcineva, știm să pictăm mai bine decât altcineva sau poate chiar să compunem. Așa că și dumneavoastră, bănesc că ați avut o vârstă. Da. Îmi amintesc de pe la vârsta de 4 ani. Cum desenam așa ca la vârsta de 4 ani. Le decupam. În fine, am avut un talent din naștere. Moșteniți? Nu moștenesc, dar l-am descoperit că este talent natural. Erați la școală așa unul din personajele apreciate de profesori, având în vedere că, iată, aveați această veleitate? Da, eram foarte apreciat și făceam hărți la geografie, la istorie. Oh, frumos, da. Da. La desen aveam numai 10, 9. Copiii, toți, colegii, adică de clasă, fără menele și mie, cu tare lucru, cum și mie, cu tare lucru. Căutam să-i mulțumesc pe unii, pe alții, nu-i mulțumesc, ca la vârsta copilăriei. Da, bănuiesc că nu o primeați numai dacă avea pică profesor pe dumneavoastră, că eu v-aș da de la 10 la 20, un 20 cu plus, să zic așa, că o să vedeți, stimați telespectatori, și foarte multe din desenele, din picturile pe care acest om, alături de fiica sa, Daniela, care nu este acum alături de noi, dar ați promis că nu o aduceți, dumneavoastră pictați și ați început să faceți acest lucru acolo unde există copii, adică la familiile prietenilor care vă solicită, și personajele sunt atât de apropiate de realitate încât ai senzația că e pictura aia 3D, cum se poartă acum. Da, da. De fapt, la general, lucram un fel de desen combinat, artistico-tehnic. Când m-am dus la liceu, am făcut o distinție clară învățând ceea ce înseamnă desenul tehnic. Și după aceea m-am înscris la o școală populară de artă, am făcut și aici am învățat să lucrez în ulei, care mi-a plăcut foarte mult să lucrez în ulei. Vă relaxează? Cât timp acordați unei picturi, unui tablou, să spunem așa, o natură statică? E ceva care mă relaxează și mă satisface la un tric, în pictura anului. Când v-ați luat primul șevalet, să zic așa? Primul șevalet l-am confecționat eu. Fiind puțin priceput, de la desenul tehnic poți să treci ușor să faci unele lucruri frumoase. Sunt convinsă, eu vă privesc așa cu fascinație că am mai făcut un pic de promovare la emisiune și, stimațele spectatori, dacă mă pune cineva să fac un copac, să știți că îl fac foarte departe de realitate. Deci, nu toți moștenim sau avem așa ceva născut, o veleitate către desen. Nu, nici tehnic nu m-am descurcat foarte bine, n-am văzut geometria în spațiu. Iată că și noi nu suntem supermen. Da, da. Suntem oameni care avem și minusuri. Eu la desen îl am pe cel mai mare. Da. Lucrez de circa 2 de ani la diferite persoane, pentru mine, fetița mea e la fel, a moștenit un talent natural, care are această calitate și îi place să facă. Nu v-ați gândit să faceți un business din treaba asta sau în România este așa cu semnul întrebării? Când vrei să te apuci, te apucă și frica că sunt atâtea impozite și taxe și o firmă cere mult sacrificiu, multe nopți nedormite. Chiar am avut un invitat săptămâna trecută care ne spunea că numărul firmelor care se înființează e net mai mic decât al celor care se desființează, dar totuși aveți o meserie frumoasă care cred eu că ar putea produce, deși arta în România se cumpără și se vinde din ce în ce mai greu din cauza acestor bani care lipsesc în unele familii poate cu desăvârșire, da, fiind suficient pentru consumul zilei. Da.
M-am gândit și chiar aș fi făcut, dar tot la fel, cum spune și dumneavoastră, m-am temut că nu pot rezista din cauza problemei financiare. Și ca să le vindem e mai greu. Oamenii nu au bani, le-ar place, am observat că le-ar place frumosul, dar nu au putea cumpăra. Sunteți fascinat, ați mers la expoziții de pictură, ați avut ocazia sau chiar și în alte orașe atunci când s-au organizat, sunteți așa în competiție cu dumneavoastră și cu alții de gen? N-am fost în țară pentru că am avut servicii și m-am ținut de el, dar ce am putut să văd prin Târgu Jiu? N-ați ratat? N-am ratat, da. Locuiți undeva în mediul rural. Da. Este fascinant, zic eu, să fii departe de oraș, acolo în natură, că iată, dumneavoastră aveți câteva tablouri care reliefează extraordinar de bine anotimpurile, natura, chiar și animale. Ați mers și către portrete și totuși, dintre toate acestea, care sunt cele mai apropiate sufletului dumneavoastră, pe care le faceți cu cea mai mare ușurință și cel mai puțin stres? Deopotrivă și spre peisaje realiste, nu lucrez abstract, și despre portrete. Când ați descoperit că puteți desena și picta în spațiu? Că bănuiesc că nici asta nu vine dintr-o dată. O înveți, este o tehnică până la urmă. Atunci când am făcut Școala Populară de Artă, prin anul 1977, atunci am descoperit practic pictura în ulei. Când lucram în tempera, lucram în acorele, ceva mai puțin de calitate, de calitate mai puțin. Se zice că desenul tehnic este net mai ușor, deși dumneavoastră, cei care faceți acest lucru, cred că așa considerați că este mult mai greu decât celălalt. Dumneavoastră, așa ați început, prin desen tehnic, aveți aici câteva, poate reușiți să arătați așa la cameră din ce se poate. Aveți câteva lucrări care datează din ce an? 1977. Da, atâta vreme de atunci și primele care, iată... Executate când eram încă la liceu, cu celebrele truse geometrice speciale, da. Mântuși. E suficient. Acum vă mai solicită, știu eu, experiența să faceți acest lucru sau ați lăsat pe planul 2 tot ce înseamnă acest gen de desen? Actualmente nu se mai caută acest gen de desen, se caută la întreprinderi, unde se executau piese făcute după desenele mele. Da, acum nu mai avem întreprindere, avem baruri, avem discoteci, cluburi. Da, așa e. Vorbiți-ne puțin despre familie. Aveți o soție și doi copii minunați. Este greu pentru o femeie să-și împartă viața în doi cu un om ca dumneavoastră, care poate într-un moment în care dumneavoastră zice haide să mergem la o cafea, dumneavoastră spune stai puțin că mai am determinat o pictură. Da. Sunt căsătorit din 1989, înainte de s-a întâmplat evenimentele, și la un an, circa un an, mi-a venit primul băiat. După 4 ani mi-a venit și fetița. Ne-a fost greu într-un fel la început, pentru că părinți nu am mai avut. Mămica mea a murit, tăticul, în 1979 și mămica mea a murit în 90. Ați luat viața în piept așa, da, de da, tânăr, să spunem, și singur. Da, soția a trebuit să vină din Hunedoara, că e din Hunedoara, să lasă serviciu, și aici n-am mai putut angaja pentru faptul că n-a avut cine să ne crească copiii.
Să știți că meseria de mamă, văd și eu pe propria piele, e cea mai grea din lume. Să știți că a lucrat tot timpul, nu puteți spune că a fost cumva pe dușă, pentru că mamele sunt așa, 24 din 24 ele lucrează, au ce să lucreze și cu copiii și în bucătărie și nu numai. Apoi, când copiii au mai crescut, ați reușit să îmbinați totul? Cu dragoste, cu bună înțelegere, se pot îmbina toate. Se spune că pictorii sunt oameni romantici. Am văzut eu o poză acolo pe una din rețelele de socializare, cum v-ați dus soția la o prăjitură, i-ați oferit flori, deci chiar puține persoane, puțini bărbați în ziua de azi mai fac lucrul ăsta. Da. În momentul acela a fost atunci când am făcut 25 de ani de căsătorie. Oh, mulți înainte, mulți ce frumos, da. Da, și ne-am bucurat de momentul acela. Și totuși nu mi-ați răspuns la întrebare. Ați neglijat-o pentru, știu eu ce, desen, pictură sau un portret? Acum, viața asta de artist... Cere sacrificii. Sacrificii, da. Împărțite la doi. Da. Da. Și e ceva însuflețit care nu poți să-l lași. Dar cu bună înțelegere se fac toate. I-ați dedicat și dumneai, știu eu, un portret vreodată? Ați surprins-o plăcut și prin această meserie care, de fapt, vine din pasiunea dumneavoastră născută, cu care, încă o dată specific, nu oricine se naște? Da, chiar am aici o fotografie. Aveți așa o mapă, mă uit la dumneavoastră, sunteți un om foarte bine organizat, adică, bine, cred că nici nu poți altfel, dacă nu ești ordonat și în meseria asta ca în multe altele, nici nu poți... Aici am portretul și să-l țineți cât mai drept, așa să la vârsta de 19 ani și aici este soția mea când avea 20 de ani. Da. Da. Ce vremuri, așa, da. Seamănă cu fetița, mă uitam acum. Spuneți că Daniela a moștenit acest talent de la dumneavoastră, dar vă întreb, îi și place să facă lucrul ăsta, deși dumneavoastră când sunteți solicitat de un prieten, sau dacă eu vă chem să o faceți și mie un desen, că am văzut că desenați foarte frumos, desenați personaje de poveste, de desene animate, ea vine cu plăcere sau vine cu o chemați dumneavoastră? Adică înclinația asta vrea să-și o fructifice sau numai că să nu-l supere pe tata? Ea lucrează din plăcere și în această calitate naturală. De la 2 ani mi-aduc eu aminte că a început să deseneze primii copii, primele fetițe, cu umerii mai așa, mai așa, după aceea s-a mai revenit asupra situației și cu mai corect. A fost copilul ăla care la un an, când i-a tăiat moțul de pe tăviță, ce a ales? Creionul sau pensula, da? Cred că da. Da, frumos. Și la generală, iar la fel, aveam multe lucrări și se bucurau domnii profesori de așa ceva. Și ceea ce face din plăcere. Este mare lucru să faci... Adică, o să vă spun dumneavoastră, nu poți trăi fără așa ceva. Da. E ceva însuflețit. Da, nu face vă parte spuneți din că noi. Eu am mai zis că mă las de televiziune în fiecare an, cred că zic, de anul ăsta nu mă mai duc și uite tot pe aceea sunt. Da, când ți intră microbul nu mai poți să scap de el sau, nu știu, caut să scap și nu mai reușești. Spuneți-mi cum v-ați împărțit munca, pentru că dumneavoastră ați avut și o meserie, eu zic că nu destul de ușoară. O să vă las să ne povestiți și despre lucrul ăsta. O meserie care a cerut atenție, a cerut multă rigoare, multă dedicare, să spun eu așa, orelor de serviciu, că dacă noi mai reușim să bem o cafea între timp sau între două emisiuni, dumneavoastră acolo, în meseria pe care ați avut-o, chiar n-ați putut face acest lucru. Așa că vorbiți-ne și despre cea de-a doua meserie, să spun așa, că prima viață, așa, te-ai născut cu ea la 2 ani cu pensula în mână, dar totuși, fermă, v-ați făcut niște studii și... Ați răzbit în viață, cum ziceți, că v-am remarcat că sunteți un om modest, cu sursele proprii, având în vedere că, iată, la o familie de 4 membri, dumneavoastră ați fost cel care ați adus banul în casă. Da. O meserie care am lucrat-o se numește excavatorist
sau mecanic de utilaje. Da, mie mi se pare așa de greu să te urci pe mașina aia colosală. Da. A fost cam în egală măsură aceeași pasiune ca și pictura în ulei. Și iar la fel făcea parte din viața mea. Ați făcut o școală de meserie, apropo, sau da, nu? Am făcut. O școală de meserie. Da, da. Și știți de ce vă întreb asta? Pentru că în ziua de astăzi nu mai sunt agreate. Adică și noi părinții vrem pe toți, dacă pot să facă copiii noștri și trei facultăți, e perfect, că ne dă nouă bine la CV-ul nostru de părinte. Dar totuși, haideți să recunoaștem că de nicăieri, de pe bănci, teoretic, nu ești un om învățat. Dacă și eu sunt economist, așa cum scrie și pe site-ul acestei televiziuni, doar cu diploma, pentru că n-am practicat și e greu să știi doar așa din teorie, așa și dumneavoastră. Nu cred că puteai învăța numai de pe băncile școlii așa ceva și mai ales la un liceu. Iată că școala de meserii te obligă cumva să faci și practic și nu mai sunt agreate în România. Tocmai de asta vă întreb. Da. Ce să vă spun, eu din liceu am ieșit cu două lucruri bine definite în viața mea. Desenul tehnic, care aproape că era la nivel de proiectant, îi executam manual, și partea mecanică. Iarăși am făcut-o cu pasiune și mi-a plăcut foarte mult. După partea mecanică am trecut la partea de desenând de utilaje. Iar la fel a fost o pasiune și am avut chiar parte din viața mea, lucrând 23 de ani în profesia asta. Ați adus aminte de acest termen de proiectant în ziua de astăzi? Este o meserie și asta destul de bănoasă, dacă vorbim și despre un proiectant foarte bun. De ce totuși nu ați militat pentru partea aceasta sau era mai costisitoare? Și nu aici pentru Gorj. Eu aș fi militant, dar situația financiară a părinților mei a fost precară. Și trăiam din creșterea animalelor, agricultură. Unde, mai exact? La Bârsești. La Bârsești. La Bârsești. Da. Ați zis că nu moșteniți pe nimeni, deși e greu de crezut. Știți că se spune că așa, genetic, toate astea se transmit. Nu știm noi a câta spiță, dar automat cineva în familie a avut și talentul pe care noi îl moștenim astăzi. V-ați uitat așa pe arborele genealogic, dacă nu numai părinții, dar poate bunicii au avut o asemenea veleitate? Nu pot să știu, pentru că am avut niște părinți în vârstă. Dar ce pot să spun despre tăticul meu, că era un om priceput și probabil că totuși văspiță genetică de la el să trage, dacă făcea un lucru pentru casă, îl făcea cu gust. Da, păi da, și asta, designul tot de acolo, da. Tot de acolo vine. Când ați adus, așa să spun, pe un perete, o imagine ca aceasta, nu știu cât se vede, eu o să o arăt cât de cât un pic la cameră, dar o avem și o veți vedea și dumneavoastră. Sunt niște poze mici aici, dar eu am selectat câteva și o să le vedeți că am avut grijă acum. Cum să vedeți câteva imagini de poveste. Când prima dată ați desenat pe un perete o albă ca zăpada cu piticii sau, să zic așa, un Pinocchio, când s-a întâmplat? Prin 2013. Deci anul trecut. Da, de prin 2006 am început să lucrez pe perete. Pentru că, stimați părinți, se poartă acum. Poate că dumneavoastră care aveți copii mai mari nu cunoașteți încă, dar cei care au copii mici știu exact că acum un perete din casă e clar cu o poveste dintre aceasta. Că este Bambi sau Albă ca Zăpada sau Pinocchio, Azorel sau, cum aveți dumneavoastră aici anotimpuri, ceva, un colț dedicat copilului se poartă. Da, și la cine? La prieten? La cine desenați? Pictați, pardon. De fapt, n-am greșit prea mult, că prima dată desenați și pe mă, că am văzut eu cum faceți, da? Pe la grădinițe, pe la anumiți colegi care doresc un peisaj sau ceva. Nu ați refuzat pe nimeni? Nu. O faceți cu pasiune? Da, și îmi place când cineva se bucură de un lucru făcut de mine și mă bucur și eu după aceea. Pentru că e satisfăcut de ceva frumos, de un lucru frumos.
Aveți așa în memorie personajele sau e greu și automat ai o schiță, ai un desen și îl reproduci pe acela? Cum faceți? Cum obișnuiți? De obicei, mi se pune în față personajele care ar trebui executate. Da, păi ca și atunci, ca la un party, când vrei un tort sau băiețelul sau fetița vrea un tort, spune exact pe cine vrea. Da. Pe Mickey sau pe Donald sau pe Pluto sau Spider-Man, da. Deci așa vi se întâmplă să primiți comandă. Da. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm personaje din lucrările anterioare. Ați creat ceva? E și creație proprie când vorbim despre desene, despre sau nu prea? Da, e și creație proprie. E și creație proprie. Da, da, da. Mi-a plăcut mie și sper să fie și aici în emisiune o broscuță pe care eu pe ea n-am văzut-o, o țestoasă. N-am prea văzut-o pe altundeva decât la dumneavoastră și de-aia vă întrebam dacă și creați sau sunt numai reproduse de pe alte desene. Broscuța aceea făcea parte din lucrarea care trebuia executată. Pe de altă parte, am văzut că nu vă lipsesc portretele. Este și asta o modă. Poate într-o vizită vi s-a întâmplat și dumneavoastră, cum mi s-a întâmplat și mie, să intrăm într-o casă și să vezi că are portretul pe perete. Se poartă lucrul ăsta de mult. Țin minte că și eu, când eram destul de micuță și mergeam la mare, pe plajă, tot timpul găseai un pictor sau un artist, un om care făcea acest lucru și venea acasă cu un portret foarte încântat pe o hârtie de aceea de culoare patinată. Cine vă solicită? Diferite persoane care văd lucrările care le-am făcut și pentru alte persoane și mă solicită să-i fac după o fotografie. Am văzut și portrete ale unor celebrități. Da. Cum s-a întâmplat? Le-ați făcut la cerere sau le-ați făcut ca și a simțit dumneavoastră? Așa am simțit că trebuie aduse în prim plan și aceste personalități, cum ar fi Mihai Eminescu. Da, și Veronica Micle. Le avem și pe acestea. Le avem Sau Ion Creangă. Da. Cele mai solicitate povești pe perete, se spun așa, sau pe frunze, care sunt? Am văzut cel mai multe albă ca zăpadă. Bine, e și atât de frumoasă povestea asta că... și punguța cu doi bani și capra cu, cu trei iezi. Da. Dar cel mai mult și acea poveste pe care dumneavoastră ați fost, să zicem, cel mai solicitat să o creionați, care a fost? Albă ca zăpada. Da. Cei șapte pitici. Da, poate și pentru că sunt multe personaje. Da. Acum se poartă acest 3D, se poartă în toate, să știți, și în covoare, și au apărut și perdele, și bineînțeles că și desene. Cât de greu sau de ușor v-a fost să treceți la acest lucru? Sau n-a fost deloc greu, pentru că este ceva în spațiu pe care dumneavoastră oricum l-aveați definit pe interior și știați să-l reproduceți? Da. Pentru mine nu este greu, pentru că lucrez pictură realistă. Și mi-a fost foarte ușor să treci la aceste personaje, parcă pe undeva nu sunt chiar așa de greu ca o pictură, ca un tablou, un peisaj de primăvară, de vară, de toamnă, de iarnă. Aceste personaje mi se par, țin pe planul 2. Pe planul 2, mai ușurele. Da. Haideți să vorbim despre un lucru pe care eu îl consider... Așa, poate o să se supere cineva pe mine, dar sper să nu se supere rău. Ce părere aveți despre faptul că la școli acum se dau orele de desen și de educație fizică pe cele de matematică și limbă română? E un lucru bun că învățătorii, că la ei mă refer în mod special, fac acest lucru, că profesorul se știe și a catalogul profesor de desen, intră la oră și își face teoria, practica, ce... Dar la 1-4 copii, pentru că au o materie foarte stufoasă la matematică și la română, bineînțeles că în orele de educație fizică și de desen și de muzică chiar renunță la ele în favoarea celor despre care am vorbit. E un lucru bun? Părerea mea că n-ar trebui neglijate. Deoarece arta chiar face parte din cultura poporului român.
Și pe, cred că și a omului. Și a omului în general. Pe dinăuntru așa da. Te face să realizezi că poți evolua într-un da. Anume sens. Sau se descoperă talente. Și aceste talente n-ar trebui neglijate sub nicio formă. Pe de altă parte, cred că și copilului, decât matematică și fracții sau știu ce ore de multe gramatică, adoră să picteze, să coloreze, să se relaxeze în felul ăsta. Poate chiar și o oră de muzică sau una de educație fizică. Acum eu nu generalizez, pentru că știu că sunt și cadre didactice care fac acest lucru cu sfințenie, dar vorbesc din anii trecuți și din ceea ce am văzut eu în experiența mea de mamă, de da. Reporter, că am fost în atâtea școli și am văzut și am filmat și am mai spus-o de altfel că am avut emisiuni și cu psihologi care spun că acești copii, generația de acum este foarte, foarte supraaglomerată și nu mai are timp ni să doarmă, ni să mănânce, ni să exact cum spuneți dumneavoastră, să deseneze o oră acasă, să-și cultive creativitatea. Așa este, aveți dreptate dumneavoastră. Generația noastră a fost, asta e pentru că sunt implicate specifică ei, în care nu era prea aglomerată cu alte sisteme de educație sau alte sisteme de comunicare și ocupația de bază, cei ce aveam talent, era pusul pe hârtie, da. Cu creionul. Apropo de noi, stimațele spectatori, ne-am mai întâlnit înainte de a avea această emisiune, ca așa facem, cu invitații îl identifici, pe mă îl întreb dacă vrea să vină, dacă poate, dacă are ce să ne arate, nu? Că încercăm tot timpul să venim în fața dumneavoastră cu noutăți. Dar, pe de altă parte, vis-a-vis de timpul acesta alocat picturii, dumneavoastră vă împărțiți și la job. Vă mai întrebați și nu mi-ați răspuns exact cum reușiți. Faceți din noapte zi sau... Sunteți atât de ordonat încât le puneți la punct. Încercăm să fim echilibrați. Serviciul este servici și partea de artă pentru suflet nu trebuie neglijată. Și încercăm să le combinăm sau să le îmbinăm în așa fel încât să iasă totul bine. Da, cineva îmi spusese la un moment dat pe rețea de socializare, păstrează contactul pentru că oameni ca acesta sunt puțini. Considerați că așa este? Adică aveți concurență în gorj din ce ați văzut dumneavoastră? Sunt persoane care fac ceea ce faceți dumneavoastră sau sunt prea puține? După cât am constatat, sunt puține persoane care lucrează realist. Ce înseamnă să lucrezi realist? Că eu vă întreb așa, ca orice muritor de adică rând. Adică nu lucrează pictura abstractă, geometrică. Realist înseamnă că lucrezi pictura după original. Te pui cu șevaletul undeva, pe mălul mării sau așa, și pictezi valurile așa cum sunt ele, sau munții, sau asta în general. Da, și abstract, iar se cere că am văzut și prin magazine și nu numai prin expoziții, se cere foarte mult și pictura abstractă. E o piesă de decor, e design într-un apartament acum. Eu consider că n-ar trebui discriminat nimeni sau subestimat. Și fiecare cu plăcerea lui până la urmă. Probabil că fiecare are chemarea lui. Eu am chemarea spre realist. Alții au chemarea spre abstract, de la Picasso încoace. Da. Apropo de teorie, ați făcut în așa fel încât poate de la an la an să vă asimilați cât mai mult din ceea ce înseamnă pictură în general, să aveți așa o cultură generală despre pictor și pictură, sau considerați că atunci când ai acest talent, restul lumii în această materie și această artă nici nu mai contează? Da, chiar m-am luat materiale referitor la pictorii Renașterii. Mi-a plăcut foarte mult Rafael, Leonardo da Vinci, Mantegna, Loren. Loren este un pictor
cel mai mare peisagist al tuturor timpurilor considerat. Da, pe am văzut că aveți o inclinație și numai cred că vă reprezintă până la urmă. Da. Faceți dumneavoastră de voie, de nevoie aceste picturi cu poveștile, cum le spun eu, dar totuși vă reprezintă natura, peisajele în general. Da. Și păstrați o proporție foarte apropiată de realitate. Vă mai întreb ceva, pentru că, așa cum spuneați, ați recunoscut, sunt o persoană modestă. Toate acestea costă, acuarelele, și am văzut că lucrați în tempera, sau cum se numesc, ulei. Sau da, cu SIDEF, cu, nu mă pricep, dar am văzut că ceea ce iese și reproducerea este una care place ochiului. Da, și de calitate, care durează în timp. În măsura în care... Bine, că acum au apărut tot felul, de le și speli cu detergent și ele se curăță, da? Nu de tot, se curăță în sensul bun. În măsura în care sunt ele fabricate în ziua de astăzi. Nu putem să vorbim de culorile care le fabricau vechii pictori, manual, din nu știu ce piatră, din nu știu ce pământ. Care țineau o veșnicie, da? Da. Aceste culori nu se mai pot... tot reproduce la noi în țară, adică în ziua de astăzi, și lucrăm cu ce există. Nu mai avem foarte mult din această emisiune. Eu vă mulțumesc mult că, iată, ați acceptat, că n-ați avut nici emoții. Care sunt așa planurile de viitor? Vine iarna cu frumusețile ei acum și bănuiesc că odată cu ea, bineînțeles, vin și alte teme de pictură. Care sunt, sau v-ați schițat așa un plan în toate astea? Ce să zicem, mă întâmpinăm cum este ea iarna, căutăm să ne facem și serviciul pe care l-am de făcut. Apropo, vin băieții cu steaua să le faceți acolo, să le pictați, că sunteți undeva în mediul rural și... sau nu se mai păstrează aici obiceiurile astea, cu viclei, cum sunt prin alte părți. Nu prea. Pizzerei și cam atât. Da. Am văzut că aveți acasă foarte multe tablouri. De regulă, ce păstrați? De regulă peisaje. Și vă trebuie asta că bănuiesc că dați foarte multe, le oferiți, da. Da, peisaje realiste de primăvară, vară, toamnă, iarnă și portrete, ceva care mi-a plăcut sau mi-a rămas la suflet. Sunt persoane multe care... sau atunci când pictați unul și știi că frate, am un prieten, uite, și aniversează ziua. Păi da, și un tablou, îl dați așa cu strângere de inimă sau îl oferiți cu tot dragul? Că bănuiesc că și picturile sunt ca o poezie pe care, nu știu, atunci când o compui, parcă ai compus-o ca așa ai vrut tu. Vrei să-ți rămână ție, poate de multe ori nici să n-o vadă alții ochi. Dar dumneavoastră cum e? Chiar astăzi am oferit un tablou de ziua de naștere a unui bun prieten, o bună familie de prieteni, foarte echilibrat, spune cum se crede. Chiar azi le-am oferit un peisaj, unul din peisajele care există. Le zicem și noi la mulți ani atunci, da? Mulțumim frumos! Și mă bucur și eu că s-au bucurat de acest cadou. Aveți o dimensiune anume la care lucrați, așa pe parcursul vieții, sau ați încercat pe cele mai restrânse? Vă întreb asta pentru că în multe stațiuni balneoclimaterice și nu numai, se știe că vin pictori care își etalează așa de la dreapta la stânga tot felul de tablouri. Tablouri mari, picturi, cum spuneți dumneavoastră, din natură, inspirate din realitate. Încă se mai pune preț, cum foarte multe femei încă mai cumpără goblen, așa și foarte mulți oameni cărora le place arta cumpără tablouri cu iarna, primăvara, toamnă sau vara. Da. În general... se vând mai bine, sau se cumpără, sau se caută mai mici, de dimensiuni mai mici, 30 pe 40, 48 pe 52 și la cerere. Dacă cineva, chiar acum am unul de 1,35 m pe 1 m, la comandă... Este o provocare? Adică vă ia așa cu teamă, frate, cum reușesc eu să-l termin și repede și bine? Nu, cum faceți cu tot dragul normal și cu toată încrederea că da, iese. Da. Da, chiar trebuie să-i fac un portret la persoana respectivă.
Ați avut și, apropo de întrebarea de dinainte, ați avut și momente de panică în meseria asta, care trebuie să te relaxeze, să te bine dispună, să scoată de la tine tot ce poate fi mai frumos? Nu, niciodată. E ceva care curge de la sine. Doamne, mă uit la pictorii ăștia și sunt așa de calm și cum reușiți, domne, că noi ăștia din presă suntem niște agitați, dar suntem așa că... Că eu ca o șampanie fervescens tot timpul. Dumneavoastră sunteți calmi, sunteți bine organizați. Sunteți... Tot timpul cred că dacă vreau acum să-mi arătați ceva, cu siguranță îți spui la pagina 700 sau e desenul acela. Noi, sau eu cel puțin că nu vorbesc de toată lumea, eu sunt așa mai dezordonată un pic. Asta ne reprezintă pe noi. Răbdare, calmitate și bun simț. Da. În general, bun simț. Bun simț cred că ar trebui să avem cu toții și am fi o națiune care ar fi mult mai da. Departe. Mai avem doar 2 minute din această emisiune, așa că vi le rezerv tot dumneavoastră ca să nu vorbesc eu mai mult decât ar trebui. Ne-ați povestit prea puțin despre familie, despre băiatul, mi-a zis că lucrează în panificație. Fata este și ea oarecum realizată. Este unde? M-a lucrat și în comerț. O perioadă acum deocamdată a făcut o școală de... În domeniu? Da, în domeniu. Și ceva perspective de viitor ar fi. Mă bucur să aud asta și este bine să fie pentru oameni talentați, știți, cum da. Să ajungă, cum se zice la noi, la români, omul potrivit la locul potrivit, pentru că atunci cred eu că se dă și randament, altfel nu putem vorbi despre calitate. Da. Apropo de servici, că prea puțin ați vorbit despre acea perioadă grea dumneavoastră, vă mai întreb, reușiți oarecum să faceți toate astea în așa manieră încât să mai aveți timp și pentru dumneavoastră, dar nu timp să și pictați, să bănesc că vă aveți și alt hobby, da. Nu numai pictura. Da. Eu aș numi perioada dinainte de a termina cu meseria de escalator, a fost mai ușoară, timpul de lucru era mai scurt, mai bine plătit și era în egală măsură aceeași pasiune ca și pictura. Mai grea mi-a fost perioada de după 2001 încoace. Timpul de lucru e mai mare și cam asta e. Da, vă rămâne mai mult, mai puțin timp, pardon, pentru ceea ce da. Vă place dumneavoastră. Stimați telespectatori, iată, punem punct aici acestei emisiuni. V-am adus în fața dumneavoastră, iată, și un om modest care pictează divin, pot să spun eu. Copiii vă iubesc și le place ceea ce dumneavoastră scoateți de sub acea pensulă. Povești pentru ei. Vă dorim mult succes în activitatea mulțumesc, dumneavoastră mulțumesc. Și una și alta, că iată, sunteți un om cu disponibilități și e mare lucru și vă dorim de altfel sănătate, pentru că dacă suntem mulțumesc. Sănătoși, putem face multe. Mulțumesc mult și la dumneavoastră de asemenea. Stimați telespectatori, punem aici punct aceste emisiuni. Vă așteptăm și data viitoare, sper eu, cu alte surprize. La revedere!